Domnule Bușoi, prima întrebare, un test de sinceritate, să spunem așa, dacă ați putea da astăzi timp înapoi, v-ați mai înscrie în acea, să spunem, pseudo-campanie pentru primăria Bucureștiului sau considerați că a fost un eșec din punct de vedere al imaginii noastre și al percepției pe care au avut-o despre noastră bucureștenii? Răspunsul meu este foarte hotărât, da, cred că a fost o experiență extraordinară pentru mine. Am avut șansa nu numai de a mă pune la punct cu problemele și soluțiile la problemele Bucureștiului, dar și de a interacționa cu un număr mare de oameni. Îmi pare rău că n-am reușit, nu s-a putut să merg până la capăt, nu am avut susținerea necesară pentru a merge până la momentul alegerilor, dar aș vrea și doresc să rămân în continuare atașat de problemele Bucureștiului. A început PNL-ul vânătoarea de tehnocrați pentru alegerile din decembrie. Am văzut ieri o știre cum că secretarul general al guvernului, domnul Chelmu, a demisionat și vrea să intre în politică. Pe surse se pare că va fi un candidat al partidului pe care îl reprezentați. Nu vă pot confirma această informație, pot însă să vă spun că PNL are deschidere către unii dintre miniștrii tehnocrați să vină alături de Partidul Național Liberal. Deocamdată nu avem niște lucruri foarte concrete, pentru că există acea condiție care s-a pus în guvern, că miniștrii trebuie să-și dea demisia înainte de a-și asuma o candidatură. Dar cât timp ne dorim să facem un proiect comun în continuare cu domnul Dacian Cioloș și o parte dintre miniștrii pot fi bineveniți, nu pot însă să fac un pronostic, că e destul de dificil să știm care sau dacă vor fi candidați pe listele noastre. A creionat PNL-ul un viitor guvern cu nume și prenume? Și dacă da, aș vrea să vă întreb, pentru premier va mai apărea în continuare domnul Predoiu? Și întrebarea e dublă, să spunem așa. Dumneavoastră vă vedeți pe lista unui, ca un viitor ministru la sănătate, de exemplu? PNL nu a conturat o echipă guvernamentală, avem niște comisii de specialitate, sunt președintele Comisiei Naționale de Sănătate a PNL, așa cum domnul Predoiu a rămas coordonatorul acestor comisii, alături de Eugen Nicolaescu, care se ocupă și de Comisia de Finanțe a Partidului Național Liberal. Dar dincolo de aceste comisii interne, nu a existat nicio discuție legată de portofolii ministeriale. Cred că aceste discuții sunt premature, așa cum încă PNL n-a luat o decizie în ceea ce privește candidatul de prim-ministru, poate fi cineva din interior, poate fi în continuare susținut domnul Cioloș, pot fi și alte nume din afara Partidului Național Liberal, o decizie va fi luată. Credeți că vreunul din cei doi copreședinți ai PNL-ului ar trebui acum sau în viitorul apropiat să facă un pas înapoi și să lase locul altor generații sau altei garnizoane, ca să spun așa? Nu, în acest moment nu cred că există vreun motiv ca vreunul dintre cei doi copreședinți să facă un pas înapoi. Dimpotrivă, cred că amândoi copreședinții trebuie să fie la fel de implicați în leadership-ul partidului, pentru că PNL are nevoie de cei doi copreședinți pentru această campanie electorală și pentru această bătălie. În ceea ce privește perioada de după 11 decembrie, știți bine că în primăvara anului viitor vom avea congresul Partidului Național Liberal Unificat, în care vom avea un singur președinte, ceea ce, în mod evident, va deschide o competiție. Dar până atunci trebuie să trecem testul alegerilor parlamentare. Și, în fine, ultima întrebare e foarte simplă. Vă dau 5 nume și o să vă rog la fiecare cu 2, 3, 5 adjective să le caracterizați. Este vorba de 5 ministri din guvernul tehnocrat. Vasile Dâncu, ministrul dezvoltării. Domnul Dâncu, sigur, a rămas cu inima alături de Partidul Social Democrat, este însă un om pragmatic și un om care cunoaște bine realitățile României. Vlad Voiculescu, ministrul sănătății. Vlad Voiculescu este un om tânăr care are o dorință sinceră de a face ceva pentru sistemul de sănătate. Este un om curat și un om foarte bine intenționat. Nu are foarte mult timp la dispoziție și nici nu sunt sigur că are o echipă suficient de puternică să poată schimba lucrurile în mod radical, dar din punctul meu de vedere este un om pozitiv. Achim Irimescu la agricultura. Îl cunosc foarte puțin pe domnul Achim Irimescu, știu că e un specialist, știu că s-a format și o bună perioadă la Bruxelles. Au fost însă niște declarații destul de controversate ale dumnealui și cred că a făcut bine că în ultimele luni de zile a fost mult mai discret și mai atent la declarații.
Raluca Prună, ministrul justiției? Cred că se vede foarte clar la doamna Prună că dorește să lupte pentru consolidarea statului de drept, că dorește să continue bunele lucruri care s-au făcut în justiție în ultima perioadă. Rămâne de văzut dacă domnia sa va dori să se mai implice sau nu. A declarat destul de răspicat de curând că e cumva doritoare să-și închidă mandatul de ministru odată cu acest guvern tehnocrat. Și în fine, domnul Cristian Ghinea de la fonduri europene? Domnul Ghinea era o persoană bine cunoscută în mediul organizațiilor non-guvernamentale și o persoană cu o bună reputație. Mi-a plăcut faptul că a fost destul de categoric în relația cu Partidul Social Democrat, mai ales că situația nu e așa cum o prezenta PSD, nu au fost campioane absorpției europene, ci dimpotrivă fie au beneficiat de niște lucruri deja făcute dinainte, fie au blocat anumite lucruri, plus multele corecții. Din punctul acesta de vedere, și-a făcut un profil corect în raport cu Partidul Național Liberal, fiind foarte, foarte hotărât să spun adevărul în raport cu guvernarea PSD.